Voința Zvoriște a profitat de pauza forțată luată de releul Mihoveni și a urcat la gol averaj pe primul loc în clasamentul seriei de est a Ligii a 5-a, după ce s-a impus cu scorul de 3-2 în fața celor de la Steaua Dumbrăveni. Etapa a 5-a a consemnat și primele victorii stagionale pentru Știința Mitocul Dragomirnei, 5-2 cu Viitorul Cetatea Baia și Locomotiva Dornești, 7-1 cu Bucovina Șerbăuți. În seria de vest, liderul Dorna Vatra Dornei și-a trecut în cont a 4-a victorie consecutivă, după ce a câștigat la Masa Verde prin neprezentarea echipei Forestierul Frumosu. Sport Style Ciprian Porumbescu le-a provocat prima înfrângere celor de la Larix Dornișoara și a urcat pe locul secund.